Bună seara, dragii mei, Mihai Racovician, realizatorul emisiunii Dialogul Constructiv Salvează România și continuăm să învățăm pe cei care sunt interesați să înțeleagă că întâlnirile cu profesioniștii din diferite domenii nu fac altceva decât să ajute pentru a percepe, a înțelege ce drepturi și obligații au cetățenii. Evident că astăzi avem plăcerea de a continua dezbaterile legate de rolul secretarului general la nivel evident de București și o salutăm pe doamna secretar general Mirona Mureșan. Bună seara! Bună seara, domnule Racovician, și bună seara și invitatului dumneavoastră. Și evident cu domnul Radu Briscan, un secretar general de la Comuna Balog, județul Timiș. Bună seara! Bună seara și dumneavoastră și invitatei dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc și ne ascultă. O să ne urmărească, dacă nu, au să fie sigur că vor pierde lucruri interesante, pentru că oameni pregătiți, foarte bine, tineri, cu perspectivă, care vor să facă binele cetății, sunt, din nefericire, tot mai puțini. Vreau să vă spun că am făcut o analiză critică cu privire la întâlnirile pe care le am eu cu diferite persoane. Vreau să vă spun că am comparat ceea ce întâlnesc ca persoane cu personajele din jurul Domnului nostru Iisus Hristos, foarte interesant, și vom vedea că oamenii sunt foarte diferiți. Oameni care nu interesează decât de punga lor, oameni care nu interesează decât de reușita lor, oameni care nu înțeleg că într-o comunitate trebuie să trăiască împreună, oameni care nu înțeleg că trebuie să respecte legea, oameni care nu înțeleg ce citesc, oameni care nu au conduită, oameni care nu înțeleg că dacă tu nu oferi nimic, nu vei primi nimic. Și în seara aceasta aș vrea să dezbatem împreună și să povestim așa, evident, argumentat, care este rolul consiliului local într-o comunitate. Fie ea de rang superior, cum este Bucureștiul, fie ea de rang la nivel local, vorbim de o comună, pentru că rolul lor din perspectiva unui cetățean este același. Indiferent că ești, crezi că ești pe undeva pe sus, ar putea să nu ai fundație, sau o să fii jos și acolo o să fii de fapt o valoare deosebită. Deci, pe rând aș vrea să-mi spună fiecare dintre dumneavoastră niște chestiuni, chiar dacă extragem câteva idei din lege, dar explicațiile să fie pe înțelesul tuturor, care este rolul Consiliului Local într-o comunitate. Doamna Mirona. Am să încep, îmi permis să încep eu cu câteva specificații ca să continuăm în linia discuțiilor anterioare, și anume faptul că sectoarele sunt subdiviziuni administrativ-teritoriale și practic au anumite atribuții specifice. La fel și consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale au atribuții reglementate distinct în ordonanța de urgență a Guvernului 57 pe 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Și ele sunt prevăzute în special la articolele 166 din codul administrativ, respectiv 139 din codul administrativ. Sigur, există niște particularități în ceea ce privește subdiviziunile administrativ-teritoriale, respectiv sectoarele, faptul că pentru anumite atribuții acestea au nevoie de un acord, o împuternicire expresă din partea Consiliului General al Municipiului București. Făcând cât de sumar am putut o introducere, sigur, rolul primordial al consiliilor locale de subdiviziuni administrativ-teritoriale este acela de a adopta hotărâri de Consiliul Local în diverse domenii de activitate.
pornind de la adoptarea bugetului local, al subdiviziunii administrativ-teritoriale, trecând prin atribuții în ceea ce privește administrarea patrimoniului în numele și pe seama municipiului București ca și deținător de proprietate, atribuții sociale, atribuții legate de buna desfășurare a diverselor activități la nivel local. Cam în mare aș sumariza că principalele atribuții, așa cum sunt ele prevăzute în articolul 166, respectiv 139 din codul administrativ, vizează atât adoptarea bugetului local, cât și administrarea bunurilor în numele și pe seama municipiului București, respectiv o seamă de atribuții cu caracter, să zic așa, economico-social, le-aș numi. Ok, hai să-l vedem, Radule, la nivel local, pentru că, așa cum spunea doamna Miruna, există o mică diferență, este foarte adevărat, dar efectele sunt aceleași. Da, este adevărat. Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale sunt autorități deliberative și, exact cum a spus și colega mea, ele adoptă hotărâri în diverse categorii. Pentru unitățile administrativ-teritoriale, nu subdiviziuni, ele sunt prevăzute la articolul 129 și cuprind aproape toate domeniile de activitate: educație, cultură, școală, buget, finanțe, patrimoniu și multe altele, inclusiv înfrățiri, asocieri și așa mai departe. Iar primarii sunt autoritățile executive, adică pun în practică hotărârile adoptate de Consiliul Local. Ok, ca secretar general, aveți un rol extrem de important din perspectiva mea. Aș vrea să-l spuneți voi și să mă lăsați pe mine să vă întreb dacă nu înțeleg ceva, pentru că sunt un tip curios. Hai să vedem, doamna Mureșan, rolul secretarului general la funcționarea Consiliului Local. Care este el? În primul rând, ar trebui să facem o distinție între mai multe atribuții pe care le are secretarul general în ceea ce privește buna funcționare a activității Consiliului Local al Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale. Sunt o serie de atribuții anterioare momentului unei ședințe de Consiliu Local, atribuții în timpul ședințelor de Consiliu Local și atribuții ulterioare oricărei ședințe de Consiliu Local. Și pornind pe această împărțire tripartită, din punctul meu de vedere, și așa cum o face și legea atribuțiilor secretarului general, a spune că în ceea ce privește atribuțiile anterioare, se asigură de sprijină, de fapt, primarul în ceea ce privește convocarea Consiliului Local, respectiv sprijină consilierii, o treime din consilieri atunci când fac convocarea Consiliului Local. Adică asigură toate acele proceduri administrative necesare convocării în condiții de legalitate prin întocmirea dispoziției de convocare și transmiterea către consilieri a materialelor de ședință înscrise în dispoziția de convocare. În timpul ședinței de Consiliu Local veghează la buna desfășurare în condiții de legalitate a ședințelor Consiliului Local, însemnând că are atribuții specifice în ceea ce privește respectarea dispozițiilor codului administrativ, ale legilor specifice, precum și ale regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local, atrăgând de fiecare dată atenția sau punându-i în vedere președintelui de ședință atunci când încalcă sau trebuie să facă aplicarea anumitor dispoziții legale. Apropo, președinții ăștia de ședință mai încalcă legea? În ideal ar fi să nu se întâmple lucrul A, acesta, noi nu vorbim ideal, noi practică, vorbim în mod real. în Deci, practică care este general. metoda pe care trebuie să o aplice un secretar care, sunt convins că este pus într-o situație elegantă sau neelegantă,
de a corecta, să zicem, ieșirea în decor a unei atitudini neconforme. În general, trebuie să fim foarte vigilenți în acest punct de vedere și să înțelegem că rolul nostru este strict unul de a asigura echilibrul unei ședințe și de a pune în vedere părților, fie aceștia președinte de ședință, consilieri locali sau primar, atunci când este necesar să se facă aplicarea anumitor dispoziții legale. Sigur, pornim și de la premisa că nu toți consilierii locali și în speță președintele de ședință au și studii juridice. Ideal ar fi să se întâmple așa. Însă, în general și în particular și în ceea ce privește subdivinsiunea administrativ-teritorială sectorul 1, nu se întâmplă așa. Și atunci pornim de la prezumția că discutăm cu persoane care sunt neprofesioniști ai dreptului, pe care de consecință ieșirile în decor, cum le spuneți dumneavoastră, sunt sau pot să fie scuzabile. Atunci, cel puțin când sunt făcute cu bună credință. În momentul în Oh, care dacă sunt intervin. făcute cu bună credință, ieșirea în decor e grav. Asta înseamnă, din punct de vedere juridic, o necunoaștere a legii sau mergem puțin pe o situație de neglijență, dar atunci când ele devin repetate și sigur denotă altceva, și atitudinea noastră trebuie să fie mult mai vigilentă. Acum nu știu cum reușește colegul de la Banlux să Vine rând, pânească imediat să situația ne în Consiliul povestească. Local. Însă, în ce mă privește pe mine, eu trebuie să am o maximă vigilență în ceea ce privește aplicarea regulamentului de organizare și funcționare și a dispozițiilor codului administrativ. Hai să-l Și ca întrebăm, să domnul, continui. hai că revenim. Hai să-l întrebăm pe domnul secretar, cum se stabilesc președinții de ședință? Păi, președinții de ședință se aleg prin vot de către ceilalți colegi și sunt, în cazul nostru, stabiliți pentru o durată de 3 luni prin rotație. Acum, fiecare regulament al Consiliului Local stabilește modalitatea exactă de alegere, bineînțeles, în concordanță cu codul administrativ. Noi am avut la cealaltă comună, mergeam în ordine alfabetică, făceam alegerea. Aici se face prin vot la 3 luni. Și atunci Odată. se stabilește obligatoriu ca fiecare consilier să facă Să parte. treacă prin Dar funcție. având în vedere că avem o pleiadă de ei, de la diferite partide, de la diferite apucături, de la diferite... care sunt cele mai eficiente ședințe? Cu oameni care au o pregătire cât de cât de specialitate sau cu cei pe care îi puteți manipula? Sau nu vă ocupați cu așa ceva? Nu, din păcate nu mă ocup, nici n-am avut probleme în Consiliul Local. Este adevărat că majoritatea aleșilor locali, consilierilor locali, nu sunt de specialitate juridică, au alte specialități sau nu au, dar în general, de la noi, de la inițierea proiectelor de hotărâre, atunci când le facem cu ei împreună sau cu primarul, care sunt ale primarului, atunci le explic în mod concret și clar ceea ce se poate și ceea ce nu se poate face. În ședința Consiliului Local n-am avut derapaje de natură juridică față de codul administrativ sau de regulamentul Consiliului Local. N-ați avut derapaje? Da, e Deocamdată nu. foarte bine. Da, Deci, este, chiar este. înseamnă că la livezile voi ați avut un consiliu local format din colegi cu Da, am avut respect. un consiliu local format din colegi cu respect și cel mai important, cred eu, așa îmi doresc să cred și cred că așa a și fost, un consiliu local pentru comunitate. Deci nu s-a pus niciodată problema când a fost nevoie de adoptarea unei hotărâri de consiliu care să fie benefică comunității, să avem probleme în acest Dar mai sens. dați și hotărâri de consiliu care nu se benefice sau numai la București se întâmplă. Hai să vedem, ne spune doamna Miruna. Aveți pe acolo interese la sectorul 1 care nu sunt pentru sector?
O să încerc să fiu cât de elegantă posibil, nu de alta, dar s-ar putea interpreta de Acum câte să știi, privitori, sigur. doamnă, să știi că interpretările sunt diverse în funcție de necesitate și de direcția pe care ți-o dă anumite grupuscule care le simțim mai nou extrem de prezente în spațiul public. Cred că nu este o surpriză neapărat sau pentru nimeni faptul că la sectorul 1 se vehiculează lucrurile și în presă. Este un soi de luptă permanentă între Consiliul Local, care are o altă majoritate, o altă componență politică și primar. Dar trecând peste aceste aspecte mai puțin plăcute și care sigur nu privesc neapărat activitatea secretarului general, dar au incidență asupra activității secretarului general, ceea ce trebuie să realizeze, să facă un secretar general, din punctul meu de vedere, ar fi să asigure acest echilibru între autoritatea deliberativă și executivă atunci când, spre deosebire de situația mai fericită a colegului, lucrurile nu sunt într-o totală convergență, ba de multe ori într-o totală divergență, ca să folosesc niște V-ați termeni. întâlnit cu astfel de situații? Avem în acest moment o situație destul de complicată și de complexă în legătură cu adoptarea bugetului local, de fapt cu Aici vreau să oportunirea ajung, pentru că din rectificarea bugetului sfera local, că publică adoptarea am a înțeles fost. că sunt divergențe. Oare nu sunt numai divergențe politice? Sigur, nu le pot comenta pe acestea. Din punct de vedere al legalității, pot să vă spun că adoptarea unei hotărâri în ceea ce privește bugetul local în condiții de legalitate trebuie să urmărească un calendar bugetar prevăzut de legea 273 pe 2006 privind finanțele publice locale. În momentul în care se iese cumva în decor și se încalcă aceste prevederi ale legii 273, care sigur nu face altceva decât să reglementeze clar care este rolul primarului, al ordonatorului principal de credit în ceea ce privește propunerea bugetului și rolul Consiliului Local în ceea ce privește adoptarea bugetului. Ei, la noi marea problemă este una de, să zic așa, de finețe juridică care este speculată, posibilitatea de a adopta în timpul ședinței amendamente de fond care schimbă în proporție de 100% structura unui proiect de hotărâre de Consiliu Local și că tot discutăm despre situația bugetului care schimbă total structura bugetului. Și codul administrativ, trecând un pic cumva într-un alt registru, reglementează această posibilitate, sigur, a consilierilor locali de a formula amendamente de fond și de formă. Însă aceste amendamente de fond și de formă ar trebui formulate într-o asemenea măsură încât fie să poată da posibilitatea reexaminărilor în condiția articolului 139 alineatul 12 din codul administrativ, atunci când se schimbă structura unui proiect de hotărâre prin acest amendament de fond, atribut care este al președintelui de ședință, la propunerea președintelui de ședință se poate face această solicitare de reexaminare a primarului sau a secretarului general, care ar determina scoaterea proiectului de pe ordinea de zi și transmiterea lui spre reexaminare către direcțiile de specialitate aflate în subordinea primarului, care practic ar temporiza cumva adoptarea hotărârii, nemai putând fi adoptată în acea ședință, ci trebuind să așteptăm o reconvocare sau o convocare ulterioară a Consiliului din acest punct de vedere. Ei, și particularitatea la sectorul 1 este că, având această majoritate care propune amendamente de fond care schimbă structura proiectelor de hotărâre într-o asemenea măsură încât, de exemplu, intri cu un proiect care are un anumit titlu și un obiect de reglementare și ieși cu un proiect care are un alt titlu și un alt obiect de reglementare Oare
Avizele Să. comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sunt avize consultative. Ele trebuie să existe la momentul adoptării proiectului de hotărâre, dar pot fi favorabile sau nefavorabile. Deci, practic, ele trebuie doar să existe, putând ca avizul, așa cum îi spune și titlul de consultativ, să fie favorabil sau nefavorabil. Însă, ceea ce este important și trebuie respectat, indiferent de cine este inițiatorul proiectului de hotărâre, că în momentul în care se formulează un amendament de fond care schimbă în proporție de 100% structura unui proiect de hotărâre, să se dea această posibilitate, adică să se voteze, că practic este vorba despre un vot cu majoritate simplă, de a retransmite proiectul în vederea reexaminării. Aceasta însemnând că, practic, direcțiile de specialitate care au emis rapoartele de specialitate să-și poată spune punctul de vedere cu privire la aceste amendamente. Și, practic, în Consiliul Local al Sectorului 1, lucrurile acestea nu se întâmplă. Deși mă folosesc de acest argument juridic sau posibilitate oferită de către codul administrativ de a solicita transmiterea proiectului spre reexaminare, tocmai pentru a veghea la respectarea legalității în cadrul ședințelor de Consiliu Local, în general, sau, mă rog, în proporție de 90%, solicitările de reexaminare sunt respinse prin vot. Iar pe cale de consecință, un proiect de hotărâre care are o anumită formă, structură, anumite acte preparatorii referate de specialitate, raport referat de aprobare și rapoarte de specialitate într-un anumit domeniu, cu un anumit titlu și obiect de reglementare, la momentul sau după adoptare, odată cu integrarea amendamentelor de fond formulate, va avea o altă structură, un alt obiect de reglementare, un alt titlu. E greu să fii secretar general în astfel de condiții. Pot să spun că există un sprijin real din partea instituțiilor abilitate, în speță instituția prefectului în ce mă privește pe mine și, în general, anunț sau solicit puncte de vedere în legătură cu toate situațiile pe care le întâmpin și care, mă rog, sunt cumva ieșite într-un context de normalitate în ceea ce privește buna funcționarea ședințelor de Consiliu Local. Hai să-l vedem, să facem o mică pauză, să-l vedem pe domnul secretar general, având în vedere, păstrând și proporțiile, care a fost cea mai complicată hotărâre de Consiliu Local pe care ai adoptat-o, domnul, ai sprijinit la adoptarea ei, evident, cu care te-ai confruntat și a trebuit să te lupți cu băieții deștepți din Consiliul Local. Așa, la nivelul sectorului 1 n-am avut, dar acum, recent, când m-am transferat la Banloc, chiar în prima zi de lucru am avut ședință de Consiliu pentru adoptarea bugetului, într-adevăr. Bugetul, până la urmă, a fost adoptat. Aici este vorba despre un număr de 13 consilieri, fiind nevoie de majoritate absolută la buget nu calificat, aia însemnând 7 din 13. Și cum ați zis, politic, taberele fiind împărțite, un partid a mers pe pentru, un partid a mers împotrivă. Dar ideea este că în avizele consultative despre care vorbeam, toate au fost favorabile, niciunul n-a fost cu niciun amendament referitor la amendamente. Noi amendamentele le discutăm în comisiile de specialitate. Bine, avem trei comisii de specialitate, mă gândesc că la sectorul 1 sunt mai multe, pe fiecare proiect. Și acolo noi le discut cu fiecare comisie în parte și dacă amendamentele sunt oportune, bune, le includem și le mergem în Consiliul Local cu ele incluse deja, din faza de comisie. Hai să mergem, că ne-am propus să știm exact cine poate ataca o hotărâre de Consiliu Local. Doamna Mureșan. Prefect. În primul rând, primul și cel mai instituția cea mai
abilitatea să fac lucrul acesta în DMU-legii 554 privind contenciosul administrativ. Este instituția prefectului care are această tutelă administrativă și posibilitate de a ataca fie prin plângere prealabilă cu punerea în vedere a anumitor observații pe care trebuie să le complinești în sensul modificării sau completării unei hotărâri, fie prin introducerea unei acțiuni directe în contencios administrativ, fără a mai recurge la plângerea prealabilă, care determină suspendarea de drept a actului administrativ atacat, care poate fi fie o hotărâre de consiliu local, fie o dispoziție de primar. De Te-ai asemenea, confruntat cu astfel de situații în care hotărârile de consiliu adoptate să fie atacate? în ce mă privește pe mine, în activitatea pe care am desfășurat-o până acum, nu. Nu am avut solicitări sau, mă rog, nu am avut plângeri prealabile pe hotărârile de consiliu local și nici acțiuni directe introduse. Însă a fost o particularitate de atacare în contencios administrativ a unor dispoziții de primar emise și cred că cazul poate este cunoscut și la nivelul OAT Timiș, în ceea ce privește dispozițiile emise de primarul sectorului 1 pe această activitate de desfășurare a unor proiecte pe fonduri europene. N-aș vrea De să ce intru este, foarte mult în nu discuție, intrăm în dar s-a detalii, dar întâmplat. întrebarea mea e valabilă și pentru domnul Radu. De ce sunt expuși primarii să-și bage degetele în borcanul cu miere? N-are nimeni cine să vegheze ca să-i previzioneze, să spună, domnule, vezi că asta sau n-ascultă. Hai, Radu, să te văd. Păi, na, acum ne coborâm la Adevărul ne nivelul la care scapă. suntem noi, primarii de comună, livezile și Banloc. Ca să spunem așa, ascultă, în sensul că întreabă și dezbatem legal toate variantele posibile. Nu sunt persoane care să impună ceva dacă nu este legal. Sau știind că este nelegal să meargă tot înainte, indiferent de situație. Nu, noi am avut tot timpul o consultare prealabilă pe orice problemă. Și am ales varianta cea mai bună pentru toți cei implicați în problema respectivă. Întrebarea mea Datoria e... mea era să caut varianta legală pentru ce își dorește ordonatorul de credit să facă. A mea și a aparatului de specialitate, bineînțeles. Să căutăm varianta oportună și legală pentru realizarea a ceea ce își dorește un primar. Care e relația ta cu prefectura județului Timiș? Cum colaborez cu această instituție care veghează, să zicem așa, la respectarea legalității? Avem o relație interinstituțională bună, o evaluez eu. Zic că bună. Nu am avut probleme de atacare în contencios administrativ a niciunei hotărâri de consiliu sau dispoziții de primar. În decursul anilor am mai revocat hotărâri ale Consiliului Local. Da, e o diferență foarte mare între a Corect. revoca și a Și se asta. ataca, adică există un dialog. Da. Și în funcție de concluzia la care se ajunge, dacă varianta oportună a fost revocarea, am mers pe revocare. Și hotărârile de Consiliu au reglementări cu caracter normativ și individual și atunci și atacarea lor e diferită în contencios. Poate fi atacată o hotărâre de consiliu de oricine? Cele care reglementează un cadru, deci cele normative, da, eu cred că pot, nu cred, ele pot fi atacate de orice persoană interesată sau care este vătămată într-un drept E, pe care îl atunci nu e reglementează. chiar de oricine. Păi, dumneavoastră, când Dacă spuneți cine. o persoană oarecare, care să zicem, proces umană, care Da. veghează la crearea
unor situații delicate în care să creeze tensiuni, să dezbine, că aveți și prin zona voastră de activitate și astfel de specimene. Cel puțin Da. eu așa aud, nu? Este adevărat, dar hotărârile Consiliului Local se aplică pe raza administrativă a consiliilor locale, respectiv a OAT-ului respectiv. Nu poate cineva de la livezile să atace hotărârea Consiliului Local de la Banloc sau invers, Evident. nefiind aplicabilă lor. Acum e la București. Aveți așa băieți deștepți care studiază profund lucrurile. Da, există o categorie aparte de persoane care fac parte din diverse ONG-uri și care au o atenție deosebită asupra unui sector, al altui sector sau a municipiului București. Deci, practic, tot ca o particularitate, vă spun, pentru noi hotărârile Consiliului General al Municipiului București sunt obligatorii și trebuie respectate în ceea ce privește toate sectoarele Municipiului București. Deci, practic, mai avem un filtru, să spunem așa, pe lângă legi, Constituția României și celelalte acte normative și hotărârile Consiliului General al Municipiului București sunt obligatorii. Dar, într-adevăr, așa cum spune și legea contenciosului administrativ, orice persoană vătămată într-un drept sau un interes legitim și care poate să justifice un interes în promovarea unei acțiuni în contencios administrativ, teoretic ar putea să atace hotărârea de Consiliul Local sau hotărârea de Consiliul General al Municipiului București. Da, hai să vedem mai departe. Oare un cetățean are acces la secretarul general al localității, să zicem, Radu? Ești vizitat de cetățeni? În cazul meu, nu știu cum e mai la primării mai mari, dar în cazul meu am un program de audiență care e joia de la 11 la 1, dar de fapt audiențele în cazul meu zilnice, vin cetățenii zilnic cu diverse probleme. De Eu zic că fapt, au acces. ca să fim cinstiți, noi doi colaborăm pe subiecte, mai ales de fond funciar, unde, fiind membru în Comisia de Fond Funciar, am încercat să stabilim reguli unitare pentru toți, indiferent care este numele. Corect. Și asta am promovat-o și la livezile, o promovăm și la Banloc. Evident că este foarte greu ca oamenii care nu citesc și nu înțeleg să fie nemulțumiți. Ai întâlnit astfel de nemulțumiri? Da, am întâlnit, din păcate am întâlnit și oameni care citesc și nu înțeleg. Sau citesc, înțeleg și nu vor să accepte. Acum e complicată situația, mai ales în materie cadastrală, în mod deosebit în cadrul înregistrării sistematice. Da, putem spune că noi la Livezile, cât am lucrat, am reușit să facem un proiect pilot, model pe România, și am deranjat pe foarte mulți, pentru că nu ne putem mira. Și de ce nu ne putem mira? E foarte simplu. Dacă la ora actuală pe România 48% din titlurile de proprietate sunt emise după 30 și ceva de ani, e foarte clar că există interese obscure. Și în momentul când noi am venit să descoperim prin cercetările care le-am făcut metode de lucru, eliminăm redundanțe, normal că am deranjat și am deranjat pe mulți pentru simplu motiv că, știi, și aici vin cu o întrebare. Aveam un coleg la o emisiune care, în vreo două emisiuni când l-am avut, a venit cu două chestiuni interesante. Și a spus așa, că ori de câte ori ajunge un document la autoritățile publice, parcă timpul se dilată. Se dilată și la voi la București, timpul când ajung hârtiile la voi, de la cetățeni, doamna secretar general. Să știți că răspunsul este negativ. De fiecare A, dată răspundem bineînțeles în că nu o termeni să fie legali. pozitiv, dar eu personal am senzația că centraliștii ăștia democratici, fie ei, că eu n-am avut relații de colaborare cu sectorul 1 ca să pot să contrazic, dar cu centralismul ăsta numit autorități publice centrale,
Când trimit acum întrebări sau lucruri foarte serioase, că eu în general nu pierd timpul cu găinării, le primesc după 29 de zile răspunsurile. Este foarte bine că le primiți în termen legal. Sigur, dacă nu sunt pe legea 544 privind liberul acces la informațiile de interes public, acolo e un regim mai special al răspunsului la petițiile adresate în Adică temeiul acestei legi. explicitează-l, În general, explicitează-l ca să știe lumea că e foarte interesant să știe cum dictează legea 544 privind informațiile sau obținerea informațiilor de interes public. Răspundeți de ele? De aceste petiții? Orice instituție publică răspunde pe legea 544 privind liberul acces la informațiile de interes public. Și legea chiar definește ce înseamnă informație de interes public și excepțiile de la informațiile de interes public. Deci, practic, refuzul de răspuns trebuie întocmit în termen de 5 zile, prelungirea răspunsului pe această petiție trebuie făcută în termen de 10 zile până la 30 de zile. Deci, practic, regimul juridic aplicabil unei petiții care face obiectul legii 544 pe 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public este diferit față de o petiție pe ordonanța 27, de exemplu, privind petiționarea. Și atunci poate fi speculată ideea aceasta: dacă cumva nu vi se răspunde în termenul legal, vă puteți adresa acelei comisii special constituite prin dispoziție de primar, care ar trebui să verifice de ce în termenul legal o instituție publică nu v-a dat un răspuns. Și sigur, dacă răspunsul este nefavorabil dumneavoastră, puteți să vă adresați instanței de contencios administrativ De ce să pentru. ajungem, domnule? De ce să ajungem în instanță când noi putem să fim totuși oameni care să nu ne ducem 5 zile să ne odihnim la autoritățile publice, că noi chiar ne ducem să muncim să ne odihnim? Cam așa îmi spunea și acest coleg al meu, că vezi, uite, vezi, mai e o chestie foarte interesantă, tot pe vorba. Că fac tot felul de interogări, ținând cont de rolul pe care îl am eu ca realizator de emisiuni, vin tot felul și tot soiul de probleme și pur și simplu unii caută să răspundă cum nu se poate face. Avem situații nemăsurate. De ce este această apucătură la noi, la români? Radule, de ce este? Nu pot să răspund, nu știu de ce este. Nu, noi încercăm pe ambele, și pe OG27 privind soluționarea petițiilor, să răspundem. Chiar și acolo avem un articol care vine și spune că dacă o petiție are același obiect, ea ar trebui clasată, dar noi răspundem chiar și a doua și a treia oară dacă are același obiect petiționarului. Pe 544, într-adevăr, noi încercăm să răspundem în termenul de 10 zile. Dacă colega mea, care este desemnată și se dă acces favorabil, atunci da, să încercăm să răspundem în 10 zile, și dacă prelungim termenul, tot în 10 zile îi facem o comunicare că prelungim termenul. Am avut situații în care a trebuit să o luăm de la arhivă pe mulți ani în urmă și am depășit chiar și 45 de zile. Și totuși, fum fără foc nu prea iese. Cum explicați? Uite, de exemplu, în strategia Agenției Naționale de Cadastru există la punctele slabe o chestiune destul de interesantă. Refuzul de schimbare manifestat de personalul angajat. Și se pare că nu putem restrânge la Agenția Națională de Cadastru, dar nici numai la unitățile de stat. Cred că ne confruntăm în societatea românească cu un refuz categoric de a ne moderniza. La un moment dat, se spune că hemoragia creată de plecarea din România peste 4, 5, 6 milioane de români se datorește și administrațiilor publice care sunt dezastroase. Ce părere aveți, doamna Mureșan? Este un sâmbure de adevăr și în această afirmație sau constatare?
Pot să vă spun că instituțiile publice în ultima perioadă de timp pe această idee de digitalizare, de angajarea unor oameni tineri cu o altă viziune, alte competențe, și-au primenit foarte mult fața. Și asta este un lucru bun și cel puțin eu de aici am observat și observ permanent, nu numai la nivel de municipiul București, și la nivel de celelalte instituții publice cu care interacționăm din țară. Este o modernizare îmbucurătoare a instituțiilor publice și o evoluție în ultima perioadă de timp a funcționarului public din punct de vedere al modului în care se raportează la serviciu public. Eu așa percep lucrurile. Sigur, orice fel de schimbare, așa cum spuneați dumneavoastră, trebuie să opună o rezistență prima oară. Dar dacă sunt oamenii potriviți la locurile potrivite, zic eu că lucrurile se pot schimba în bine. Cum priviți digitalizarea? E benefică sau nu pentru modernizarea României? Radu. E nu benefică, foarte benefică pentru modernizarea României. Eu chiar am avut astăzi o experiență cu digitalizarea, în sensul că am colaborat cu o instituție, am avut o problemă de rezolvat. Am rezolvat-o 90% digital, prezentându-mă doar pentru a semna și mai atât, neavând semnătura electronică încă eu. Deci, Deci, eu zic că funcționează și funcționează bine. E un început nu îmbucurător, foarte îmbucurător. la nivelul comunelor, cum sunt? Acolo cred că lucrurile poate, din punctul meu de vedere, ar putea să fie mai ușor de aplicat, pentru simplu motiv că nu este Volum. volum atât de mare de lucrări, comunele n-au atât de diversificate serviciile și complicate, iar Așa. dacă există un primar isteț, destoinic și înțelege ce vrea, uite că dacă noi e să fim corecți cu această întrebare, că n-am pus-o chiar de pomană, adu-ți aminte ce ne-am chinuit noi la livezile, când am cerut și am încercat să digitalizăm tot demersul. Din 2012 am lansat proiectul Baza de Date, Baza de Date GIS, fundamentul unei administrații moderne. și performante extraordinar. Deci am făcut demersuri, am făcut conferințe la universități, am făcut parteneriate și ne-am izbit pur și simplu de un refuz categoric al unor oameni mărunți. Și din nefericire în funcții înalte. Și am avut la livezile un primar extrem de inteligent, extrem de modest, care nici nu vrea să iasă în față să spună ce a făcut. Mai mult eu. Și vreau să vă spun că nu este ușor să încerci să modernizezi ceva. Parcă ne lovim de un refuz categoric în ceea ce privește lucrurile acestea. Haideți să vă mai pun o întrebare și ne apropiem de finalul emisiunii. Cum apreciați dumneavoastră manipularea? Există manipulare între Consiliul Local și cetățeni, între primari și cetățeni, între subsidiare, ca să spunem așa, ocultele care sunt pe lângă. Cum promovează ei manipularea, doamna Miruna? Există această metehnă a. Îmi cer scuze, nu vreau să folosesc ceea ce simt de multe ori, câteodată, pentru că îi vezi. Când punem problema în termeni de manipulare, înseamnă că deja lucrurile nu sunt tocmai bune. Dacă stăm să ne gândim așa, obținerea oricărui vot din partea oricărui partid politic înseamnă o activitate de convingere a votantului pentru a vota un anumit partid politic.
Această activitate de convingere, sigur, ar trebui să se realizeze cu niște mijloace cât de cât oneste, în care alegătorul este convins pentru a aplica ștampila pe un anumit partid politic sau pe un anumit candidat independent, pornind, sigur, de la niște argumente raționale, logice, raportate la ce a făcut persoana în cauză, ce studii are, care sunt competențele profesionale, ce aport pozitiv poate aduce prin alegerea lui sau a lor într-o anumită funcție de demnitate publică. Când vorbim de manipulare, deja vorbim despre folosirea unor instrumente, așa cum ar fi mijloacele de presă, așa cum ar fi, știu eu, canalele de socializare mai nou, pentru că vedem că toată lumea încearcă o promovare și pe aceste canale de socializare, așa încât să convingă. E vorba tot despre o activitate de convingere, dar atunci când vorbim de manipulare, parcă ne ducem cu gândul la ceva care nu e tocmai corect, onest, cu bună credință făcut. Cam atât aș vrea să Așa, hai răspund să facem o analiză pe acest critică. Nu subiect. vorbim, extrapolăm, zicem că eliminăm Bucureștiul. Vorbim la nivel al societății românești. Cât la sută din activitatea asta de zi cu zi reprezintă manipulare? În opinia unui jurist de talie, cum ești tu, doamnă Mirura? Aș prefera să spun convingere mai degrabă, adică mie îmi sună mai bine termenul acesta, a convinge pe cineva că Aici nu să vorbim pe facă ceva. convingeri, aici vorbim pe manipulare. Eu am întrebat, opinia ta mă interesează dacă există și cam cât vezi în spațiul public românesc manipulare. Permiteți-mi să vă dau un exemplu întâmplat recent, tot în cadrul Consiliului Local al sectorului 1, vis-a-vis de această încercare de convingere. Dumneavoastră îi spuneți manipulare, dar lăsăm privitorii să decide dacă e vorba de convingere sau manipulare în legătură cu un anumit subiect de presă. Lucrurile s-au petrecut cam așa. Se încerca, nu spun cine, nu vreau să nominalizez, se încerca să fie convins auditoriul în cadrul unei ședințe publice cu toate televiziunile importante invitate la un anumit moment, la momentul desfășurării ședinței, că primarul sectorului 1 ar fi avut o anumită răspundere exclusivă. Și aici aș vrea să subliniez, făcând paralela cu ideea de manipulare, cu privire la un anumit subiect, și anume asigurarea pazei într-o școală de preaza sectorului 1, unde s-au întâmplat anumite lucruri. Probabil ați văzut și dumneavoastră la televizor și subiectul este cumva cunoscut. Și discutând despre manipulare, deci practic o anumită persoană cu un anumit statut încerca să convingă că răspunderea este exclusivă a primarului și că, sigur, nicio altă instituție a statului nu mai are niciun fel de răspundere. Și aici ideea de manipulare, zic eu că și-ar găsi locul. Atunci când vrei să convingi cu toate argumentele, sigur, nelegale, pentru că dacă ar fi să citim cu atenție legea învățământului și niște ordine și instrucțiuni pe acest subiect, ne-am dat seama că pașii sunt foarte clari și răspunderea este una împărțită. Este a mai multor instituții ale statului, nu doar exclusivă. Dar la ora de maximă audiență, cu foarte Deci, multe ca să televiziuni invitate conchidem în foarte sală, simplu, se încerca se această practică în societatea românească. Este evident că răspunsul Hai este. să-l auzim pe domnul Radu că el nu mă crede. Eu nu pot să spun un procent cu privire la manipulare, dar eu cred că manipularea, da, există, dar prin manipulare înseamnă să încerci prin orice mijloace să induci cuiva starea pe care tu o dorești, de fapt. Iar convingerea o văd
ca o chestiune pozitivă prin care încerci să convingi o persoană doar prin argumente de natură legală, pozitive, cu privire la o situație de fapt. Aici ai vrut să duci lucrurile spre discriminare și discriminare pozitivă, discriminare negativă, sunt filozofii care nu ne În permite să general, vorbim. manipularea mare, eu zic că e peste tot în jurul nostru și în media, la orice pas. Da. Dar și noi avem obligația, adică obligația morală, să putem distinge între manipularea de natură negativă. Dragii mei, în seara aceasta am vrut să vă fac cunoștință cu oameni pregătiți, secretari generali de care avem nevoie, de care ne izbim atunci când ne ducem în administrațiile publice, pentru că pe documente, de regulă, în 99% semnătura domniilor lor le întâlniți, și înainte de a le da, să zicem așa, cuvântul final. Nu, nicio sentință să nu creadă lumea că avem ceva cu probleme de genul ăsta. Vreau să le spun oamenilor, dacă vor să-și rezolve problemele, trebuie să-și cunoască și datoririle și obligațiile și beneficiile și să înțeleagă că nu tot ceea ce cer li se cuvine. De aceea, dacă vor putea înțelege aceste aspecte folosind onest, corect, legal și cu demnitate, sunt convins că și secretarii generali, care sunt un liant între primarul ca putere executivă, Consiliul Local ca și organ deliberativ la nivelul la care este ei, sunt pe funcții ca funcționari publici. Sunteți funcționari publici, da? De Da, sunt conducere, funcționari chiar. publici, da, cu de conducere, o funcție specifică aceasta. Ok. De conducere înseamnă că trebuie să aibă și permis. Sper că l-au luat bine, nu la colț de stradă sau la Universitatea X sau Y de pe Lacul Tei sau pe Bega și că vor conduce respectând legile și reglementările. Și pentru că timpul a trecut destul de repede, am să-i rog pe fiecare, pe subiectul dezbătut astăzi, legat de hotărâri de Consiliu, de relația de colaborare dintre consilieri. Aici am uitat să vă întreb, că și eu am fost consilier județean și mai știu câte ceva. Este important să aveți o relație de colaborare bună cu toți consilierii, doamna Miruna. Cred că prin prisma funcției nu trebuie să facem distinție în ceea ce privește apartenența politică a unui domn consilier sau al unui alt domn consilier. Adică raportarea noastră este una strict, trebuie să fie una strict obiectivă la subiect și nu, în ceea, și nu raportat la culoarea Nici când vi politică se a mai cere consilierului. așa o mică scăpare în decor? Nici Sau nu atunci. vi se cere? Și nu mi se cer scăpări în decor. Și dacă mi s-ar cere, nu aș răspunde la Nu, aceste dar nu scăpări în vorbesc de decor. dumneavoastră, la secretarii generali, în general, nu așa. Nu pot să vorbesc în numele tuturor secretarilor generali, A, dar dar se mai întâmplă. pe cei pe A. care eu îi cunosc mai îndeaproape, nu am observat niciodată că au avut scăpări în decor. Deci, Dragule, tu ai scăpat așa un pic prin n-aș putea să vă răspund. solicitările, meandrele. Nu prea am avut, nu că nu prea, nu am avut solicitări de Da, genul aici, ăsta. din fericire, pot să confirm, pentru că Chiar nu am avut. relația cu primăria Livezile, eu am ieșit la pensie și am dreptul să vorbesc, pot spune că a fost o relație excepțională. Oamenii de acolo s-au comportat cu respect, cu demnitate, cu onestitate și întotdeauna, nu numai că m-au întrebat, domnul, cum ar trebui să facem aici? Și eu când nu știam, le spuneam, hai să dăm telefon acolo, hai să dăm. Niciodată nu s-a pus o problemă că nu s-a dorit.
E o chestiune de bun simț administrativ și de-aia puteți să mergeți la livezile, să vedeți o comună mică, dar mare prin tot ceea ce a făcut, pentru că a fost o conducere. Și așa cum era, cum spunea domnul secretar general, e o funcție de conducere, alături de domnul primar, nu a tras unul în dreapta și altul în stânga. S-au mers înainte. Aș vrea să conchideți emisiunea. Doamna Miruna. Aș spune că activitatea secretarului general trebuie să se caracterizeze printr-o activitate de echilibru, și din punct de vedere psihologic, să spun așa, structura psihologică a unui secretar general ar trebui să fie una de extrem echilibru. Și atunci, sigur, dacă lucrurile acestea se pliază, este evident că poți să dai dovadă, adică poți să asiguri acel echilibru chiar în condiții mai delicate, în condiții în care, sigur, știți, în general, când lucrurile sunt bune, este extraordinar. Practic, atunci când lucrurile sunt un pic mai delicate, efectiv, se poate vedea în ce măsură un om poate să facă lucrul acesta și poate să asigure un anumit echilibru în situații, sigur, mai delicate. Și pornind de la aceasta, cred eu că un secretar general ar trebui să aibă această principală caracteristică, de a fi un om foarte echilibrat, și în viața profesională, și în viața personală, și atunci sigur va reuși să țină cumva în echilibru această profesie, care nu este de multe ori una foarte simplă. Radu? Da, într-adevăr, un secretar general trebuie să fie echilibrat din mai multe puncte de vedere, atât în viața personală, cum a spus și colega mea, cât și în cea profesională. Eu așa mă văd în cazul meu că rolul important al meu este ca să asigur o relație de normalitate între autoritatea deliberativă și cea executivă, ca cele două împreună cu mine sau prin mine, prin secretarul general, să poată ducă la îndeplinire tot ceea ce comunitatea respectivă își dorește. În seara aceasta am fost împreună cu doi secretari generali, unul la nivel de București și unul la nivel de localitate, de comună. Dar, din punctul meu de vedere, aceeași valoare umană au, același rol și rezultatele îi califică. Am vrut să prezint colegilor, partenerilor, urmăritorilor noștri, oameni de care avem nevoie. Oameni care pot să constituie o soluție pentru îmbunătățirea activității de zi cu zi a administrațiilor publice locale. Vom continua pentru că și ei au probleme și poate spunându-le elegant, cu decență, cu onestitate, vor auzi cei care trebuie să înțeleagă că România nu este a oamenilor politici, România nu este a unor, să zicem, secte sau oameni apucați, România este România tuturor, a oamenilor de bună credință. Și de aceea, cei care am lansat proclamația din Banat, atunci când am lansat-o, ne-am gândit și la administrația publică locală și am zis așa: milităm pentru reorganizarea administrației publice locale și centrale pe baza principiilor de eficiență și prin asumarea responsabilității administrative, precum și promovarea în posturile de conducere a unor oameni bine pregătiți, profesioniști, care pot duce la bun sfârșit proiecte de management finalizate la termen și derulate transparent cu evaluarea periodică a rezultatelor. De aceea, încurajăm eliminarea atitudinii defetiste a fricii față de asumarea răspunderii a obiceiului de justificare a neputinței și imobilismului prin sintagma "nu se poate", foarte des întâlnită în activitatea funcționarilor publici. Din aceleași rațiuni,
Încurajăm digitalizarea activității din instituțiile publice ca instrument de modernizare a acestora, ca mijloc de debirocratizare, de reducerea corupției, precum și de eliminarea acțiunii redundante care consumă inutil resurse umane, financiare și logistice. Iată că se întâmplă să avem aceste dialoguri pentru că numai făcând cunoscute atribuțiile, rolul și modul în care putem să ne rezolvăm problemele, putem să închidem robinetul scurgerii de hemoragie a cetățenilor români care s-au săturat de administrațiile publice locale sau centrale. Îi felicit pe cei doi că au avut demnitatea, curajul și onestitatea de a veni să se confrunte cu întrebări pe domeniu, pentru că numai dialogul constructiv salvează România. Și de aceea îl rog pe bunul Dumnezeu să scoată în față oameni cu curaj, cu hotărâre, în așa fel încât să putem să construim și să îngrijim grădina Maicii Domnului, care este România. Doamne ajută și să ne vedem sănătoși și să ne dea înțelepciune nouă românilor în anul acesta electoral, să înțelegem că Domnul Hristos ne-a învățat: cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, căutați și vă veți găsi. Iacătă, noi căutăm răspunsuri la multe din întrebările și nemulțumirile pe care de multe ori îndreptățiți cetățenii români le au. Doamne ajută și încă o dată să ne vedem sănătoși!